mașină vechi, am vise scrise pe volan. Tu mă săruți după ureche și gonim fără niciun plan. Mare albastră, ea vrea să-și facă amintiri cu noi. Și în lumea noastră, tu și cu mine egal infinit ori doi. Umerii goi și părul în vânt, nu-i nimeni ca noi, nimeni pe pământ. Nu-i nimeni ca noi, mai bun la iubit, el a apus până la răsărit. Ia o sticlă ieftină și hai să dansăm, cu brațele deschise către stele zburăm. Umerii goi și părul în vânt, nu-i nimeni ca noi, nimeni pe pământ. Noi doi, în nopțile senine, cu stele în părul tău. Dansăm în sufletele goale, tu te arunci în valul meu. Mare albastră, ea vrea să-și facă amintiri cu noi. Și în lumea noastră, tu și cu mine egal infinit ori doi. Cu umerii goi și părul în vânt, nu-i nimeni ca noi, nimeni pe pământ. Nu-i nimeni ca noi, mai bun la iubit, el a apus până la răsărit. Ia o sticlă ieftină și hai să dansăm, cu brațele deschise către stele zburăm. Umerii goi și părul în vânt, nu-i nimeni ca noi, nimeni pe pământ. Și nopțile de-acum vor fi mereu scrise în dreptul inimii. Eu și cu tine, suflete cu același nume. În ochii tăi ai luat soarele, să ne amintească mereu de toate zilele. Cu tine, mine și marea, gânduri nebune. Ia o sticlă ieftină și hai să dansăm, cu brațele deschise către stele zburăm. Cu umerii goi și părul în vânt, nu-i nimeni ca noi, nimeni pe pământ. Cu umerii goi și părul în vânt, nu-i nimeni ca noi, nimeni pe pământ. Nu-i nimeni ca noi, mai bun la iubit, el a pus până la răsărit. Pierdut antrenamentul Eduard Sanda și am crezut că vedem dublu, dar Robert Iosa a fost acum ceva săptămâni pe la noi. Știi că ți-am dat mesaj, zic, uite ce primești. Și poză. și poze, asemănarea era izbitoare, ba chiar cântai o piesă fabricată de Eduard. Da, păi, noi lucrăm împreună. Asta n-am înțeles, deci voi și lucrați împreună? Da. Sunteți deci de și mult seamănă cu mine. Și lucrăm și împreună. Și lucrăm și împreună. Știi ce mă gândesc? Să nu vină Cleo odată fără ochelari la ea. Nu, diferențe sunt așa. Sunt mari. Normal. Ai arătat așa întotdeauna? Că pe Eduard cred că așa l-am... Da. Adică mi se întâmpla de mult timp să... Și ai ajuns la studio și... Să mă întâlnesc cu oamenii. Ai zis, hei... Nu, ne-am scris. De fapt ne-am întâlnit prin 2018. Da. Bă, eu tot primeam mesaje. Bă, e cineva, am găsit un băiat care seamănă cu tine. Eu făceam poze și apăreau la el. Dar știi că Eduard are și alte calități. Adică e un foarte bun imitator. E foarte mimetic. Și el a început. Și tu poți? Da. Pe cine poți să-l imiți? Stai așa că-ți fac o demonstrație. Cum ar zice Smiley chestia asta? Bă, ești nebun. Bă, deci am găsit pe unul, seamănă cu mine, ești nebun. Dacă zi lui Gina... Am înțeles. Bă, ești... Poți să-l faci pe Smiley? Hai că încerc. Bă, ești nebun. Nu, știi pe cine poate să-l facă bine? Pe Raul. Pe Raul? Da. Vino să te pup. Ok, zi de piesă.
Piesa nu e nouă, e lansată acum câțiva ani, dar da. Am zis că și el în concertele lui o mai cântă. E piesa mea preferată de la... Da, și oricum Fain. Când, de exemplu, am două concerte într-o zi, că se mai întâmplă, îl mai taimi și pe el la unul. Ți-ai băgat om, bă. Da. Ți-ai băgat om incredibil, asta ne dorim toți. Da. A fost acum ceva timp când Dani a fost plecat în Malta, a fost Andrei Gârjob, care cu asta s-a promovat, avea un tricou pe care scria nu sunt Dani Oțet și... Da. La, așa l-a cunoscut, tot Centrul Vechi. Tu poți să-ți faci un tricou, păi nu, nu sunt chiar... Apropo de Centrul Vechi, el are și o trupă de cover-uri. Așa. Da. Și după cântare, două fete cu el în poză mi-au dat tag mie. Și mă pomenesc cu storie la 11 seara. Acum l-ai prins însurat, că dacă erați holtei amândoi, sau și tu ești ocupat? E ocupat, e confidențial, dar așa. Inel. Aha, nu, deci e ca și da, operat. Da, da, da. La dentist dreapta. Când s-a mai dus, bă, mișto ultima piesă. Cum faci? Cum e perioada asta? E o perioadă frumoasă. A fost un an ciudat. După ce 2023 a fost o bubuială de an așa în zona asta artistică, da, acum în 2024 sau mai... Pentru mine chiar a fost un an foarte bun și cred că a fost cam cel mai bun an din cariera mea pe partea de concerte. Am avut, cred că, cele mai multe concerte anul ăsta și mă bucur și mulțumesc, Doamne. Păi așa e, că după ce te însori, cauți motive să nu stai acasă. Da. Ceea ce îți urăm și ție, așa? Da, și încă sunt concerte și în luna următoare, avem multă treabă, stăm în studio. Eu de obicei toamna și iarna pregătesc vara. Așa că te-am am treabă. M-a reamintit Facebook-ul că ați făcut 3 ani de căsnicie? Da. 3 ani? 3 ani. Imediat trec. Frate, incredibil. S-a pus întrebarea aia cu moștenitorii până acum? Na, se pune. Se și pune des și... S-a negociat acasă? Eh, mai stăm. Că mai avem treabă. Uite și ea o să lanseze remake-ul de la Ghiță. Ce? Da, da. Am făcut remake, da. Mamă, după atâția ani, pentru că anul ăsta a fost majoratul, a făcut 18 ani de carieră. Ghiță a făcut 18 da. Ani, mă. E major și am zis să-l sărbătorim cu un rework, așa. Robert, eu s-a mulțumit tare mult că ai venit pe la noi și pentru gluma da, pe care... Da, să-i dați follow pe Instagram, pe Instagram, TikTok, pe TikTok, pe toate platformele. Neapărat și să găsiți diferențele, nu știu. Evident, mulțumim tare mult și Eduard Sanda și că ai intrat în jocul propus de noi. Ce comanzi și ce primești? Scurtă pauză, ne întoarcem mai apoi, rămâi cu noi, zâmbește!